Salut! Sunt Dmitrie Leaș și astăzi vorbim despre project management. Project management, sau în lumea Scrum, Scrum Master, este un rol hibrid. Scopul nostru e de a antrena oamenii să lucreze într-o manieră agile, într-un mediu sănătos. Și din altă parte, noi lucrăm cu managementul clasic. Gestionăm proiectul, urmărim obiectivele și compunem planul. Îmi place să fiu internațional. Fiecare zi eu lucrez cu echipa din Chișinău, cu 4 orașe din România, cu echipa din Mexico și Statele Unite. Îmi place să descoper business-ul și cum lucrează companii giganți, începând cu analiza pieței și până la livrarea produsului. Printre abilități personale unui project manager ar fi gândirea analitică, abilitatea de a memoriza volumuri mari de informație, deși acestea sunt abilități oricărui profesionist modern în lumea tehnologiei informaționale. Ca Scrum Master, eu lucrez cu oamenii și mă ajută pozitivismul meu intern. Eu nu supracomplic lucrurile și găsesc o abordare individuală a situației. În primul rând, cu siguranță, metodologii de gestiune, cât Agile, fie Kanban, Scrum, Extreme Programming, atât și clasice, fie Waterfall sau V-Cycle. Scrum în sine este orientat spre oamenii și interacțiunea lor decât pe procese. Asta înseamnă că noi dezvoltăm așa abilități ca facilitare, leadership, motivație, empatie și inteligență emoțională. Pot recomanda începătorilor să investiți în cunoștințe de bază. Învățați teorii de Agile, Scrum, facilitare, leadership. Învățați cum se dezvoltă un software într-un proces definit. Sfatul meu? Să învățați să spuneți da. Este oportunitatea să ieșiți din zona de confort și să descoperiți lucruri noi.